deosebire de angajați obișnuiți, de contabili, IT-iști, sau mai știu eu ce altceva, un actor lucrează cu propriul corp, într-un mediu în care este inerent expus diferitelor probleme. În primul rând, este mult mai riscant din perspectiva sănătății, pe urmă există un risc crescut de accident și este extrem de consumator de energie personală. În timp ce majoritatea lucrătorilor lucrează cu tastatura, cu hârtia și pixul sau cu diferite alte obiecte, să zicem, echipamente în fabrică, actorul lucrează cu propriul corp. Iar restul celor implicați în producția de teatru sau, mă rog, în producția de arte performative în general, gestionează exact acest tip de muncă, în care vorba despre exploatarea propriului corp. Din stat, asta este ceva mult mai riscant sau riscant dintr-un alt punct de vedere și pentru care, în situația în care ești independent, ai zero protecție. Pentru că nu există asigurare pentru accidente de muncă, nu ai o recunoaștere a bolilor profesionale, care sunt, cum să spun, legate de supra-solicitarea spatelui, de pildă. Pentru dansator încă și mai mult, e vorba despre ligamente, despre menisc, iarăși e vorba despre praful pe care îl inhalezi, despre faptul că ești expus în exercițiul muncii tale unei lumini de reflector de câteva sute de grade. Asta face, de fapt, un tip de muncă foarte asemănătoare, să zicem, cu munca din construcții, din punct de vedere al solicitării corpului. Numai că ea este văzută, în general, ca o fel de muncă intelectuală care se face din vocație și pasiune, ca urmare nu există niciun fel de protecție propriu-zisă care să ia în considerare acest fapt, că actorul lucrează cu artistul performativ, lucrează cu propriul corp și le expune unor riscuri extrem de ridicate on a regular basis, ca să zic așa, zi de zi.